cafea și știri, bineînțeles. Am ajuns la jumătatea săptămânii. Să vedem. În primul rând, SUA a pus un ban pe anumite produse, de fapt o interdicție, un embargo, dacă vreți să spunem așa, pe anumite produse venite dintr-o anumită regiune din China, și anume regiunea Xinjiang. Sper că am pronunțat bine, v-am zis, chineza mea nu mai este ce cum era odată. Aparent, este o mare problemă, ce nu, chiar nu auzisem de această problemă până acum. Deci, în acea regiune există o minoritate de oameni, minoritate pentru China, pentru că ei cică sunt vreo câteva milioane, vreo 12 milioane. Pentru China este minoritate și se numește uigur, minoritatea uigur. Și aceștia sunt predominanți musulmani, iar țările estice precum SUA, UK, Olanda și așa mai departe, Norvegia, au acuzat China acum că ar folosi această minoritate pe post de sclavi. Adică se spune că s-au făcut niște campuri din astea de reabilitare și reeducare. Am mai auzit asta odată, nu-i așa, Hitler? Și aparent i-au pus pe acei oameni să lucreze pentru a face diverse produse, chestii cu bumbac și așa mai departe. Și SUA a zis că bun, noi nu o să mai luăm produse de acolo. Dacă produsele provin de acolo, nu mai luăm, decât dacă se poate face dovada că acei oameni au lucrat în condiții normale de muncă. Și practic aceștia au fost, China a fost acuzată de genocid împotriva acestor oameni. Dacă ne uităm pe harte, ei sunt în partea dinspre vest a țării, deci cumva partea dinspre Rusia. Vă dați seama câte lucruri nu știm despre China? Pentru că aceștia au acest sistem închis în care nu prea circulă informația către noi și nouă ne mai scapă așa unele informații și ne mirăm. Ei țineau sclavi vreo 12 milioane de oameni. Se mai întâmplă. O să ne hotărâm să nu mai cumpărăm tricouri de la ei, cel puțin din regiunea aia. Dar în rest nu e nicio problemă. Europa face un pas înapoi pe partea de climă pentru că trebuie să repornească centralele pe cărbune, în special Germania. Germania care s-a chinuit destul de mult să devină cât mai electrică, să zic așa. Adică au undeva la 65, ceva de genul ăsta, 65% din curentul pe care îl consumă vine dintr-o sursă verde, dintr-o sursă regenerabilă. Și acum sunt nevoiți să pornească centralele pe cărbune. Acum și așa eram destul de rău pe partea de natură și mediu și așa mai departe. Dacă mai pornim și centralele astea pe cărbune, cu siguranță nu vom da înainte. Și lucrul acesta se vede din știrile pe care le vedem pe partea de vreme. De exemplu, să vă dau un exemplu din India. În India, în ultimele zile, au fost niște inundații atât de puternice încât au trebuit să se mute 4,7 milioane de oameni. Nu știu dacă acest număr gen face un click acolo, știi? Pentru că auzi așa, este doar un număr, dar 4,7 milioane de oameni sunt foarte mulți oameni care au fost nevoiți să se mute pentru că au inundații de la modul apa până aici. Și exact ca orice problemă când vin inundații, nu mai au curent, nu mai au apă potabilă, nu mai au de mâncare, sunt blocați în case pentru că nu au reușit să iasă și a venit apa și s-au suit în partea de sus a casei pe acoperiș și așteaptă să fie salvați. O grămadă de probleme și până acum ci că s-au descoperit doar 47 de morți și după cum am zis 4,5 milioane de oameni au fost mutați. S-au făcut 1425 de campuri din astea de pentru refugiați, mă rog, oameni care au scăpat. 1425. Vă dați seama amplitudinea lucrului? Noi deocamdată suntem destul de feriți de aceste fenomene extreme. Vedem și la noi că poate plouă mai mult sau este mai cald decât ar trebui, dar încă nu avem fenomene din astea extreme. Dar în restul lumii încep să apară, adică în SUA încep să apară, în India vedem că încep să apară și începem să vedem și efectele asupra agriculturii. De exemplu, în SUA s-a anunțat o problemă cu producția muștarului. Dacă va ajunge și la noi, vă dați seama câți români vor suferi că nu vor mai putea mânca muștar cu mici și vor trebui să găsească un alt produs pe care să-l asocieze cu mâncarea noastră tradițională. Și practic în SUA este destul de simplu, prin faptul că culturile care făceau boabe de muștar au fost destul de slabe în ultima vreme, acestea nu s-au mai produs suficient muștar, cererea este în continuare mare, prețul la raft a crescut și în multe locuri s-ar putea să rămână fără stoc. Sperăm că nu va ajunge și la noi. Noi oricum avem producție proprie, la noi se face muștarul acela la tecuci, dacă nu mă înșel. Dimitri Muratov, un rus care a câștigat premiul Nobel pentru pace și a vândut premiul, practic, medalia și tot ce ține de premiul Nobel și a vândut-o pentru a ajuta copiii ucrainieni cu 103 milioane de dolari. Frumos, un gest frumos, adică omul oricum câștigase premiul Nobel pentru pace, deci încurajează pacea și a mai și vândut și a donat, practic, sau va dona cele 103 milioane de dolari.
103,5 mai exact milioane de dolari pentru a ajuta copiii refugiați și familiile acestora. Aparent, nu știu dacă știați, dar aparent Elon Musk are un copil transgender, o fată transgender și n-am înțeles dacă acum e fată sau vrea să devină fată, în fine. Deci ideea este că a fost denumită fată transgender și aceasta vrea să-și schimbe numele și a spus că nu mai vrea să mai aibă absolut niciun fel legătură cu tatăl ei biologic, nici într-un fel sau formă. Înseamnă că s-au certat destul de tare, pentru că dacă tatăl tău este cel mai bogat om din lume și vrei să schimbi numele să nu mai ai absolut nicio legătură cu el, înseamnă că într-adevăr a fost o ceartă destul de serioasă. Bănuiesc că Elon Musk nu prea i-a susținut, să zicem, tranziția. Cu toate acestea, Musk a scos un tweet și a spus asta în 2020 și a spus că el suportă persoanele trans și că mai mult problema este cu aceste pronume pentru că se încurcă în ele, pentru că este ea, el, noi și așa mai departe. Asta este discuția de acum, la modă, cu persoanele acestea. Ești trans, fluid, gender. Cele mai confuze pentru mine sunt aceia care au decis să fie ambele când au chef. Pentru că am auzit că este și această categorie. Adică, bun, am înțeles, nu te simți tu bărbat sau nu te simți femeie, vrei să treci în partea cealaltă, ok, faci tranziția, bine. Ne-am înțeles, adică în loc să spunem ea, îți vom spune el, am înțeles ideea. Bun, dar sunt câteva persoane care vor să fie când bărbat, când femeie, în funcție de cum au chef. Am auzit și chestia asta și că ei se simt jigniți să fie oricum. Adică de ce să-i spui ea? Sau de ce să-i spui că este femeie când el de fapt astăzi este femeie, dar mâine se simte bărbat și apoi iar se simte femeie înapoi. Și în opinia mea ar trebui să se hotărască, pentru că este destul de, și așa este destul de confuză situația. Părerea mea legată de subiectele astea, cred că oamenilor le pasă prea mult de alți oameni. Asta cred că este de fapt problema. Adică pentru mine interacțiunea cu alți oameni este destul de simplă. Dacă mă deranjezi cu ceva, dacă se întâmplă ceva, intri în spațiul meu personal și mă deranjezi, atunci avem o problemă. Dacă nu, din partea mea, că vrei să scrie pe piept ea, el, noi, voi, ele, câine, nu mă deranjează absolut deloc. Este cu totul problema ta. În momentul în care problema ta intră peste viața mea, atunci este o problemă comună. Dar până atunci să fii sănătos. Haideți să vedem ce recomandă Ministerul Afacerilor de Externe celor care vor să plece în Bulgaria. Deci apare nu mai putem pleca nicăieri, pentru că în Grecia au anunțat cozi la vamă, stai nu știu câte ore, au ziceau că faci 500 de metri în jumătate de oră, nu știu câți kilometri. Naso. În Bulgaria se lucrează la ieșirea către Ruse. Deci partea asta de la București înspre Bulgaria este acea vamă de la Giurgiu Ruse. Și acolo se lucrează la un pod, se merge greu, mai bine îl evitați, încercați celelalte ieșiri. Dacă mergem pe aeroport, am văzut chiar astăzi 35.000 sau 25.000 de zboruri din SUA au fost anulate. Nu știu câte iarăși delay și așa mai departe. Este groaznic. Am văzut o imagine din UK cu o mare de bagaje, efectiv o mare de bagaje, că nu se știa ce cu ele, au rămas, au încurcat pe la aeroporturi, pe nu știu ce, și era așa o mare de bagaje care aștepta. Și o atâta o bătaie de cap, încât mai bine ți-ai concediu să stai acasă, decât să treci printr-o astfel de experiență. Pentru că dacă stai și te gândești, vrei să te duci undeva 6 zile, 7 zile și pierzi zborul, stai pe aeroport o zi dus, o zi întors, mai mult este oboseala și stresul, nu știi dacă ai să ajungi, decât călătoria în sine. Adică eu personal m-am hotărât, pentru că eram nesigur ieri, dacă vă amintiți la news-ul de ieri, eram nesigur, dar acum m-am hotărât clar. Până nu se liniștește treaba cu călătoritul, mai stau acasă până la urmă, urmei, că nu mă fugărește nimeni. Și vom călători și noi când se mai eliberează puțin situația. Și avem o știre la final cu o femeie de 103 ani care este de apreciat pentru că a sărit din avion și a primit recordul de cel mai bătrân sau cea mai bătrână parașutistă. Are 103 ani și 259 de zile, deci aproape 104 ani și doamna a zis, băi, până la urmă, cât să mai și trăiești, adică ce mai ai de pierdut? Și a sărit doamna cu parașuta din avion, dar mai interesantă este povestea ei, deci la aniversarea de 90 de ani, doamna din Suedia a ales pentru prima dată să se aventureze cu parapanta, iar apoi nu s-a mai putut opri alegând și alte aventuri în aer. Deci la 90 de ani a zis, băi, știi ceva, am avut 90 de ani liniștiți. De acum, tată, sporturi extreme. Deci la 104 ani să vezi cum sare cu motocicletă în enduro, se dă peste cap, este de apreciat. Și mi-am amintit de o poveste că aproape niciodată nu poți să fii prea bătrân. Și la un moment dat, eram la sală și vine un domn bătrân, undeva la vreo aproape 70 de ani, 60 și ceva de ani. Băi, și ridica nenea la sală. Dacă lumea, la modul nu-i ajungeau greutățile din sală. Țin minte că pe atunci eram pe la începutul cu sala asta, cred că se întâmpla cu vreo 9 ani sau 10 ani. Eram pe la început cu sala și
Vine nenea, păi ridica, punea la presă 400 de kilograme, efectiv, nu mai aveau loc discurile, ridica, băi, și eram, mi-a spus, scuzați, dar câți ani aveți așa, dacă nu e deranjul prea mare? Și mi-a zis vreo 67-68 de ani. Și am zis, bănuiesc că faceți culturist de mult. Și zis că nu, m-am apucat la 45 de ani. Deci omul s-a apucat la 45 de ani, dar tot avea 20 și ceva de ani de culturism. Adică, cu toate că noi privim chestia asta ca și cum sunt foarte multe lucruri pe care le poți face până în 35 de ani, nu este neapărat obligatoriu. Și omul a și concurat în culturism, pe la 60 ceva de ani a concurat în culturism. Și mai amuzant a fost, pentru că el era din București și eu atunci eram în Vaslui și mă antrenam în Vaslui și l-am întrebat, de 67 de ani, da? Și l-am întrebat, dar ce faceți în Vaslui? Cu ce ați venit? Am venit să-l ajut pe taică meu că lucrează la vie. Eram, băi, voi nu vă liniștiți familia asta. Adică taică tu are probabil 80-90 de ani și lucrează pământul la vie, pentru că na, trebuie să iasă vinul. Și a zis că ia să-și cheme fiul de aproape 70 de ani ca să lucreze împreună, că practic altfel ai spor. Și a zis, băi, așa da. Adică dacă stai să te gândești, trăiești mult mai mult. Și asta am observat foarte mult în Italia. Când am fost acum în ultima dată, am observat, băi, ce viață au oamenii ăia în ei. Deci și am stat într-un orășel între Viso vreo două zile și mi-a plăcut foarte mult vibe-ul de acolo. Mi-a plăcut că erau atât de mulți oameni bătrâni care trăiau. Pentru că la noi oamenii bătrâni, odată ce ai trecut de 65 de ani, gata, poți să-ți cauți azil, să te liniștești, că nu mai ai nicio șansă. Așa este mentalitatea. Dar la ei, deci am văzut o doamnă, aia m-a șocat cel mai tare. Bun, am văzut oameni care ies la restaurant și nu știu ce. Eram la un restaurant și era o terasă. Vine o doamnă lângă mine, pac, se așează. Doamna zbârcită. Adică, de ce să spun, avea vreo 100 de ani, probabil minim. Deci era destul de bătrân. Și scoate aparatul de vaping, da? Își comandă un pahar de Prosecco, doamnă. Își comandă un pahar de Prosecco. Își comandă un espresso, asta pe la 7 seara. Un espresso scurt, pac. Un pahar de Prosecco. Aparat din ăla de vaping, din ăla de când scoți un nor când tragi de două ori. Și a început doamna, care ieșise cu prietena ei, care probabil și avea vreo 145 de ani, și au ieșit împreună și vorbeau și stăteau la un pahar de Prosecco și doamna făcea vaping în continuu. Și eram, băi, cât de tare, adică eu să-mi închipui pe bunica mea, ieșind la un... Gândiți-vă la bunicile voastre. Dacă le-ați fi văzut în postura asta, să ieși la restaurant, la vârsta de peste 90 de ani, oricum 100% avea, peste 90 de ani, și să facă vaping și să stea cu prietenele ei seara, vineri seara la ora 7-8, să stea cu prietenele ei la un pahar de Prosecco. Deci mentalitatea este atât de diferită încât pe mine m-a dat peste cap. Eram incredibil, măi, cum trăiesc oamenii ăștia. Adică ei mai trăiesc încă 30 de ani de viață pe lângă alții care pur și simplu nu au aceeași mentalitate. Adică și la noi ajung oamenii la 80-90 de ani. Ultimii 20 de ani sunt aproape degeaba. Dar oamenii ăștia chiar trăiesc până la final. Și lucrul ăsta m-a impresionat maxim și cred că ăsta e the way to go, cum ar veni. Așa ar trebui să fie. Sper că v-a plăcut acest video, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați și noi, bineînțeles, că ne vom vedea la video următor. Și în descriere veți avea chestii, colaborări, coduri de reduceri și... Na, din astea, în principiu, am zis de clopoțel, dacă n-am zis, știți voi de clopoțel, că dați pe clopoțel și primiți notificare, pentru că așa funcționează YouTube-ul, nu? Mișto! Pa!